Cine este personajul tău preferat din Biblie, Samson cel puternic sau Solomon cel înțelept? Sau poate Daniel cel smerit? Potrivit cuvintelor lui Isus, ai vrea să fii porumbel sau șarpe? Ce facem atunci când Isus ne învață ceva ce nu ne place? Vino cu noi între 7 martie și 23 mai în fiecare duminică seara de la ora 9 pe Facebook și YouTube ca să descoperim împreună învățăturile lui Isus. Vă salut cu mult drag, stimați ascultători și telespectatori, la 10-a ocazie a seriei pentru tineret, cu titlul Cine sunt eu. Vă salut și pe voi, dragi tineri! În această ocazie vom aborda afirmația lui Isus din Matei 5 cu 41, unde citim următoarele lucruri: Dacă te silește cineva să mergi cu el, o milă de loc, mergi cu el două. Oare ce înseamnă această afirmație? Despre ce distanță este vorba și ce a semnat asta în viața lui Isus? Cum interpretăm azi acest răspuns? În măsura în care aceste întrebări v-au stârnit interesul și ați vrea să aflați mai multe despre afirmația lui Isus, vă invit să ascultăm predica a pastorului Mogheru și Erne și dezbaterea împreună cu o parte din tinerii comunității Câmpenița, pe care o moderează pastorul Omota Vizionare plăcută. Mă bucur că am ajuns și la Câmpenița cu seria de prelegeri pentru tineret. Vă mulțumesc că v-ați asumat această discuție și reprezentați tineretul din zonă. Sunt curios cu privire la părerea voastră despre subiectul de azi, pentru că este o provocare să vorbim despre acest cuvânt. Vom dezbate textul din Matei 5 cu 41, vom asculta predica pastorului Măgăru și Ernă, apoi vom aborda textul care spune Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Să vedem ce a însemnat acest verset atunci și acum. Urmează predica, și apoi părerea voastră. Fiecare individ realizează activități care aduc o experiență desăvârșită. Cea mai mare dorință a omului este fericirea. Ce poate fi mai frumos decât să facem ceva cu entuziasm? Pentru tine poate fi o experiență de neuitat: o excursie, un desen, un joc de fotbal, o cântare. Dacă ești întrebat ce pasiune ai, atunci răspunzi cu bucurie. Ce se întâmplă atunci când cineva te forțează să faci o anumită activitate? Deja când auzi de forțare, te sperii și îți aduci aminte de momente dureroase în care un părinte, profesor sau altcineva te-a pus să faci ceva care ți-a provocat suferință. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 41. Isus vorbește despre o astfel de experiență. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Deja în vremea Imperiului Persan se, folosa, se folosea modalitatea poștală prin care se legau cele mai îndepărtate puncte ale Imperiului. Erau oficii poștale la anumite distanțe unde se schimbau poștașii. Astfel, o scrisoare străbătea zilnic chiar sute de kilometri. Poate pare puțin, comparat cu poșta electronică pe care o folosim azi, dar atunci era o mare realizare. Imperiul roman a dus mai departe sistemul poștal persan. Armata răspundea de poștă și au introdus poșta forțată. Asta însemna că un soldat poștaș forța pe oameni să îi ducă bagajul o milă. Această milă forțată era o datorie civică și de multe ori aducea tulburare și nemulțumire în popor. A venit Isus și a spus oamenilor de atunci un principiu pe care nimeni nu dorea să-l audă. Nu ajunge să mergi doar atât cât te forțează legea romană, ci trebuie să mai mergi o milă din propria voință. Este surprinzătoare această gândire radicală de a nu face doar cât ți se spune, ci puțin mai mult de atât. Ne dă de gândit faptul că Isus așează standardul bunătății atât de sus. Da, merită să ținem cont de sfatul lui Isus. Prin acest fapt, Isus a formulat una din cheile adevăratei fericiri. Fericirea autentică nu depinde de circunstanțele exterioare, ci a trebu trebuie învățată. Cuvintele lui Mihai Sant Mihai ne spun că adevărata fericire nu este ceva care ne surprinde ea nu are legătură cu coincidența sau cu norocul. Nu se poate cumpăra cu bani și nici cu putere. Nu depinde de evenimentele exterioare, ci mai degrabă de modul în care le interpretăm. Fericirea, de fapt, este o stare pe care trebuie pentru care trebuie să ne pregătim. Fiecare dintre noi trebuie să se îngrijească de ea. Oamenii care învață cum să țină sub stăpânire trăirile interioare sunt în stare să definească ce calitate are viața lor. În viața noastră nu vom avea mereu lucruri de făcut care sunt experiențe minunate vor fi și situații forțate. Întrebarea este dacă am învățat și ne-am pregătit să facem și lucrurile neplăcute cu drag. Într-o ocazie, un om pe nume Simon venea din orașul sud-african Cirene spre Ierusalim, probabil pentru sărbătoarea Paștelor. S-a decis să meargă la o plimbare pe câmp. Era fericit pentru că avea o familie frumoasă. Avea doi copii, Alexander și Rufus, copii ascultători. Când venea de la câmp, a întâlnit o mulțime ciudată de oameni. Unii erau mânioși, ceilalți plângeau. Soldații, prin lovituri de bici, încercau să forțeze un om care își ducea crucea pe umăr. Simon vedea că acest bărbat, fiind sub povara crucii, a căzut de mai multe ori la pământ. În timp ce privea această scenă înspăimântătoare, un soldat a pus mâna grea pe umărul lui, și i-a zis: Tu vei purta crucea. Simon nu avea de ales. Era forțat să poarte crucea pe muntele abrupt. Lângă el mergea Isus cel chinuit. Se vedea pe el o pace sufletească pe care nu o văzuse pe fața păcătoșilor Simon din Cirene purta povara lui Isus dar adevărul era că și Isus ducea povara păcatelor lui Simon În lumina Golgotei putem înțelege că adevărata fericire nu ține de bogăție sau pompă ci de viața celor care, la fel ca Isus și Simon, sunt dispuși să ducă poveri. De aceea, atunci când viața te forțează să-ți porți crucea, gândește-te la Isus și la Simon. În loc să-ți duci crucea doar o milă, cu supărare și nemulțumire, rezistă. Și, dacă este nevoie, mergi chiar două mile. Dacă purtarea crucii altora devine o activitate de zi cu zi pentru tine, atunci, la venirea lui Isus, stând la dreapta lui, vei auzi următoarele cuvinte: Veniți binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția. Care va a fost pregătită de la întemeierea lumii. Amin. Vă rog să prezentați în câteva cuvinte ceea ce ați înțeles din fundalul istoric, fiindcă avem de-a face cu o situație interesantă în baza acestui verset. Ce înseamnă fundalul istoric al acestui verset? Lumea cunoscută atunci era condusă de Imperiul Roman, și din cauza distanțelor mari era nevoie de poștă, iar înainte de ei persanii foloseau poșta, romanii doar au preluat-o. Au decretat o lege prin care forțau cetățenii ca să le ducă bagajele o milă de mers. Societatea de atunci nu primea cu drag acest lucru, pentru că și noi, dacă am fi forțați pe stradă, astăzi, de autorități să facem acest lucru, am considera că este ciudat. După cum ați văzut, în fiecare săptămână ne-am ocupat de afirmații ale lui Isus, care sunt greu de suportat pentru oamenii care nu cunosc pe Hristos sau. Cei care nu îl urmează. Care este partea ciudată a acestei afirmații? Care atunci era ceva natural, azi însă, ni se pare puțin ciudat. La prima citire, cuvântul forțează poate părea ciudat pentru că este cu sens negativ. Este ceva care îi sperie pe oameni. Omul, prin natura lui, refuză orice lucru care îi se pare forțat, mai degrabă decât a face lucruri în plus. Așa cum ne spune a doua parte a versetului, de a merge două mile. Acest lucru este și mai greu pentru că nu ne leagă de acest lucru nicio responsabilitate. Nimănui nu-i place să fie exploatat, să se scoată untul din el. Este o situație ciudată. Ați putea descrie puțin această situație pe care o trăiește omul în acel moment? Dacă cineva este forțat. Începe să se plângă. Va face acel lucru pentru că altfel ar avea de suferit anumite consecințe. El vrea să scape cât mai repede. Dar înainte de a ne lamenta, de a plânge, trebuie să ne aducem aminte de exemplul lui Isus, cel care ne poartă poverile, păcatele noastre. Și pentru asta trebuie să trăim după exemplul lui. Are libera voință vreun rol în acest sens când omul trebuie să facă de multe ori forțat un anume lucru? Chiar dacă acea situație forțată, voința noastră ne face ca să acceptăm lucrurile așa cum sunt. Cred că dacă cineva trebuie să facă forțat un lucru, atunci libera voință nu mai are niciun rol. Chiar dacă alegi să faci un lucru, dar totuși îl faci pentru că te-a rugat tatăl sau mama, nu este vorba de faptul că accept prin libera mea voință să fac acel lucru? Dacă ne gândim astfel, poate fi adevărat, fiindcă la sfârșit ne dăm seama că este mai bine așa. În versetul amintit vedem că exercitarea voinței libere are loc după prima milă. Era obligatorie, dar apoi se exercita libera voință, nu-i așa? Mă refer la situația biblică pe care o putem transpune în viața noastră. Da, potrivit Bibliei, o milă de mers era obligatorie, iar a doua era în plus. Și în viața noastră ne putem întâlni cu situații în care este obligatoriu să ne facem partea. Însă este frumos din partea noastră dacă facem mai mult. Asta înseamnă să urmăm exemplul lui Isus sau să trăim potrivit Bibliei. Ai spus foarte bine că așa este frumos, dar exemplul lui Isus este mai mult decât atât. În final, ai pus punctul pe I, fiindcă așa trebuie să arate viața noastră. Să nu facem doar din bunătate a doua milă, nu doar din silă sau doar din dorința de a ajuta sau compasiune, ci pentru că așa suntem noi. Așa ne-a arătat Isus și mântuirea noastră despre asta vorbește. Isus a făcut ceea ce nu trebuia să facă a doua milă și cu atât mai mult pentru mântuirea noastră. Legea ne definește obligațiile și drepturile noastre. Uneori ne place să ne exercităm drepturile, iar în această întâmplare, unde apar drepturile? Ce se întâmplă atunci când ne exercităm drepturile noastre? Ne cerem drepturile, care înseamnă că parcurgem prima milă și a doua, ne fiind obligatorie, renunțăm să o mai facem, însă după ce mi-am terminat datoria, pe care am făcut-o pe drept, dacă sunt creștin autentic și mă tem de Dumnezeu, din principiu merg și a doua milă. Iar noi nu ar trebui să ne cerem drepturile, ci să trăim o viață prin care să oferim exemplul drepturilor celor din jurul nostru să fim o lumină pentru semeni. Aceste cuvinte pe care le spune sunt atât de frumoase și auzim multe predici despre aceste idei, despre un stil de viață autentic, ce înseamnă să fii adventist, dar în practică este o provocare mai mare. Însă, primul pas este să fim convinși că ceea ce am auzit este corect. Și merită să trăim în lumina acestui lucru. De ce credeți că ne sfătuiește Isus ca să facem mai mult decât ni se cere, în cele spirituale și în cele fizice? Pentru că acelea nu le facem din obligație, ci din voința noastră, pentru că vrem să facem acele lucruri la care nu suntem obligați atunci când citim ideea că Dumnezeu iubește pe cel care oferă cu inimă bună, ne gândim că nu este vorba de darurile obligatorii atunci când mergem la biserică și toată lumea pune ceva în coș, pun și eu ca să nu se uite oamenii urât la mine. Dar cât de diferit este când merg la biserică, plin de recunoștință și ca să exprim asta, pun mai mult în coș, dar nu pentru că așa se face, ci pentru că mă simt dator față de Dumnezeu să returnez o parte din binecuvântările primite. Revenind la ideile anterioare, ce este mai greu? Să ne cerem drepturile sau să oferim mai mult decât se cuvine? De ce este mai greu sau mai ușor? Prin natura noastră omenească și păcătoasă, ne este mai ușor să ne cerem drepturile. Pentru că ni se cuvin. În contrast, este mult mai greu să mai adăugăm ceva în plus pe lângă ce este obligatoriu. Atunci când este vorba de drepturi, ni se pare un abuz în cele mai multe cazuri, pentru că noi credem în dreptul de a ne exprima părerea, de a face orice vrem și nu ne gândim să facem ceea ce este corect ceea ce se potrivește în, sau cu cerința morală pe care o găsim și în scriptură. Aș vrea să privim viața noastră, a tinerilor, dacă puteți aminti o situație de viață sau o părere din care să vedem dacă omul se simte bine atunci când parcurge a doua milă și ce înseamnă asta pentru voi. Aveți vreo astfel de experiență în care ați făcut un pas care să fie a doua milă? Îmi aduc aminte când eram școlar, și învățătoarea ne-a dat temă de casă, iar în afară de asta, și o temă în plus. Copil fiind, nu aveam chef, mai ales vara, să fac asta ca să stau mai mult în casă, dar dacă o făceam, dacă făceam și ceea ce era în plus pe lângă prima milă, atunci era un sentiment plăcut. Deși în acest caz acel plus era spre binele tău, este un exemplu bun, dacă are cineva un alt exemplu. Cred că toți avem situații în viață când cineva are nevoie de ajutorul nostru și noi suntem acolo. De exemplu, dacă te întâlnești cu un prieten vechi și îl întreb ce face, dar asta nu este o întrebare sinceră, ci o formalitate. Vezi că el nu este bine și îl întreb din nou dacă sigur este bine. Atunci se deschide și îți vorbește de o problemă care îi aduce poate suferință. Prin simplu fapt că ești acolo și îl asculți, te interesezi de el, este a doua milă și poate fi satisfăcător pentru tine, fiindcă l-ai ajutat să treacă printr-o situație destul de grea. Vă mulțumesc pentru aceste exemple frumoase. De ce credeți că i-a învățat Isus astfel pe ucenici și pe noi ca să parcurgem această a doua milă? În primul rând, cred că toată viața lui Isus ne vorbește despre a doua milă, faptul că El a venit pe pământ și a murit, s-a jertfit pentru noi din iubire, fără a aștepta ceva în schimb, a fost bagiocorit, cred că El este cel mai mare exemplu. Totodată și ucenicilor le-a vorbit despre dragoste. În Matei, capitolul 5, versetul 16, Isus spune: Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Acest verset ne arată că prin faptele noastre bune, oamenii pot vedea ce Dumnezeu avem și prin faptele noastre, ei pot lăuda pe Dumnezeu se pot apropia de el. Urmează o întrebare grea, puteți răspunde mai mulți, ce este mai greu, să parcurgem prima sau a doua milă? Eu cred că a doua este mai grea, nu pentru că ești forțat în comparație cu prima, ci pentru că a merge a doua milă trebuie să trăiești în lumina unui principiu care să se vadă în viața ta. Este mult mai greu să trăim o viață în care să parcurgem a doua milă decât să facem lucruri forțate. Oare nu se poate ca atunci când parcurgem a doua milă să dăm dovadă de faptul că și a doua și prima uh, vin din inimă și sunt de fapt ușoare? Ce părere aveți? Prima sau a doua milă este mai grea? Eu cred că în viața unui om care s-a pocăit cu adevărat și care are o relație strânsă cu Dumnezeu, trăiește potrivit Cuvântului Divin, ambele trebuie să fie la fel de ușoare. Însă, în viața unui om care nu are o relație cu Dumnezeu, îi sunt grele ambele. Poate a doua este imposibilă. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Într-o propoziție, dacă ar fi să rezumăm această afirmație a lui Isus, ca să fie mai ușor de înțeles pentru tineri, care ar fi acest cuvânt. Dacă ți se cere ceva în pofila planurilor tale, fă cu drag pentru că va fi mai ușor. Într-un cuvânt înseamnă jertfire de sine. Mulțumesc într-adevăr jertfirea de sine, atunci când este vorba de ajutorul oferit altuia, ne arată foarte bine acest verset. Însă atunci când este vorba de lucrurile lui Dumnezeu, atunci Isus este Cel care s-a jertfit pentru noi ca să putem face acei pași care oglindesc ceea ce simțim în inima noastră, cât de recunoscători îi suntem lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. În acest caz nu este vorba de o renunțare forțată, ci o bucurie știind care va fi rezultatul acelei decizii, întâlnirea cu Isus Hristos. Cum ne ajută dacă mergem cu cineva o distanță mai mare decât cea pe care ne-o impune? Mă refer la cazul lui Isus, în care Simon din Cirene este forțat să ducă crucea lui Isus. Cum l-a ajutat acest lucru pe Isus? Cred că prin forțarea cuiva nu apare și nu vedem euul adevărat al acelei persoane, ci va face lucrul cerut pentru că nu are de ales. Însă, dacă forțezi pe cineva care are o relație bună cu Dumnezeu, știe că trebuie să le arate oamenilor un exemplu iar ceilalți vor observa că este diferit, iar atunci va face cu bucurie ceea ce alții consideră a fi forțat. Pentru că este principiul lui, este o lege divină și este mai importantă decât legile pământești. De multe ori nu facem cu drag lucrurile obligatorii. Nu le facem fără a murmura. Ne place să fim vocali atunci când nu ne place un lucru. Uneori, în așa fel încât să audă și cel care ne-a cerut să facem acel lucru, cum se poate parcurge a doua milă fără a murmura și ce înseamnă asta în viața unui tânăr creștin. Eu cred că putem parcurge a doua milă fără a murmura dacă în prima milă nu ne gândim ca la ceva forțat, ci acceptăm acest lucru ca fiind datoria noastră. Iar în momentul în care am acceptat acel lucru ca pe o datorie, a doua milă va fi mai ușor de parcurs și o vom parcurge cu drag. Ce se întâmplă atunci când ne acceptăm datoria? De ce este diferit atunci când fac ceva voit sau forțat? Îmi vine minte că datoria o accept, decid să fac asta. Poate că viața în viața noastră apar situații în care suntem forțați, pe care la început nu dorim să le acceptăm și nu ne plac. Dar după ce ne gândim la ele și înțelegem importanța lor, de ce este nevoie să le facem, decidem să le facem, atunci, din acea situație forțată, apare un sentiment de datorie în care apare și decizia mea, evident. Nu o fac pentru că sunt obligat, deși lucrurile au pornit astfel, ci pentru că eu vreau să fac asta, indiferent de ce au spus înainte oamenii despre acel lucru. Cum și în ce sens poate fi o binecuvântare? Pentru toată lumea, a doua milă. În ziua de azi, întâlnim tot mai rar persoane care să facă mai mult decât trebuie să facă. Toți ar merge acasă imediat ce și-au terminat treaba să-și facă treaba lor, fără a mai lucra pentru altcineva. Cel care parcurge a doua milă face tocmai opusul: jertfește din propria energie pentru binele altei persoane. Și cred că lucrul acesta este surprinzător. Dacă cineva face asta, oferă un exemplu, fiind spre binecuvântarea celorlalți, pentru că cel ce oferă simte la rândul lui binecuvântarea. Am ajuns la finalul discuției și, înainte de a încheia, aș vrea să răspundem la două întrebări. În viața de credință, ce înseamnă a doua milă? Pare o întrebare grea. Cred că a doua milă este identică cu Isus și viața lui. Pentru că viața lui și exemplul lui ne vorbesc despre asta. A face tot mai mult pentru oameni? ne putem gândi și la ideea că este mai ferice să dai decât să primești. Altcineva, Cum vedeți această întrebare importantă cu privire la a doua milă în cele spirituale? Eu cred că în viața de credință, a doua milă este un succes. Pentru că dacă ajungem să o facem, înseamnă că am făcut-o deja pe prima. Eu o consider un succes. Prima milă este viața de pe pământ. Dacă o putem parcurge împreună cu Dumnezeu, atunci a doua milă este cerul, care este un dar pentru noi. O ultimă idee din partea voastră pentru ceilalți tineri care au urmărit emisiunea. Ce le-ați spune altora în baza acestui verset? Ce sfat le puteți oferi? Eu i-aș sfătui ca cei care doresc să aplice acest principiu în cele mai mici lucruri care par nesemnificative. Le va fi mai ușor să facă acest pas când apar lucruri mai mari. Doar pentru că începem cu lucruri mărunte, nu trebuie să renunțăm, iar rezultatul va fi ca în deciziile mai grele să parcurge mai ușor a doua milă, pentru că avem deja practică. Eu aș adăuga ideea de a aduce cu drag poverile altora iar prin asta să oferim un exemplu oamenilor. Completând ce a spus Reni, aș aminti că atunci când ni se pare greu de parcurs a doua milă, sau nu o facem cu drag, să privim la viața lui Isus, văzând ce a făcut pentru noi, atunci toate problemele vor dispărea. Vă mulțumesc că ați participat la această discuție. Aș putea spune despre mine și despre noi că nu trebuie să ne străduim doar pentru lucruri mici sau puține. Atunci când ne cere cineva un lucru, să o facem cu drag. Este o provocare, de multe ori lucrurile nu funcționează așa cum vrem. Suntem uneori lăsați de rușine, dar trebuie să învățăm din acele situații în care. Noi ne rușinăm de propria persoană, fiindcă nu am ajutat. Uh, m-a ajutat pe cineva așa cum ne-a cerut. În ce ne privește relația cu Dumnezeu, să facem cât mai mult fără să căutăm a face minimul. Dacă Dumnezeu ne roagă să facem un lucru, o slujbă, o situație prin care putem ajuta pe cineva sau putem oferi un cuvânt de încurajare, să ne implicăm pe deplin, cu bunătate, iar Domnul să ne ajute ca nu doar prima milă, ci și a doua să se realizeze în noi, prin Isus Hristos. Mult succes vă doresc! Nu te caut în depărtare, unde stălucesc atât de multe priviri. Cu mintea mea finită, un fir de praf în infinit, nu pot ajunge acolo. Nu caut tronul tău regal, oare în care cer sau în care stea să-l găsesc. Te caut în mine și te găsesc prin credința mea. Văd puterea ta, dacă atingerea ta face pământul să cutremure, iar nori întunecați trimit tunete și fulgere. Pe tine te văd în furtuna grea, raza de soare este lumina ochilor tăi. Tu îmi vorbești prin cântecul păsărelelor și așezi miere în potirul florilor. Când îmi plec capul în rugăciune, Recunoscând cât de mic sunt, simt că îți așezi mâna peste mine și mă protejezi cu mantia ta. Nu te caut în depărtare, oriunde privesc, te văd, în florile care se deschid, în frunzele care cad, și în fiecare atom al acestei lumi uriașe. Poate credem că a doua milă parcursă în favoarea altcuiva este o povară. Însă, în multe cazuri, cei care își asumă acest lucru din proprie inițiativă au o experiență minunată care le umple inima de pace. Așa cum au spus și tinerii, Isus, cât timp era pe pământ, prin faptele lui a parcurs a doua milă pentru omenire. Cel care a simțit binecuvântările acestei mile de mers, cu siguranță cunoaște acea fericire și pace pe care o poate aduce. Aceste sentimente nu apar mereu în inima noastră din prima clipă. Mai ales dacă facem forțat un anume lucru, dar apoi, după ce am văzut roadele faptelor noastre, putem rămâne cu o experiență pozitivă. Dacă de multe ori facem asta, se va forma un obicei bun și nu vom mai simți că avem o povară în spate în aceste cazuri. Vă doresc din inimă să aveți parte de acest sentiment minunat. Vă mulțumesc pentru atenție, vă așteptăm și data viitoare. Până atunci, vă doresc binecuvântare multă și toate cele bune. La revedere! Ki a kedvenc bibliai szereplőd? Cine este personajul tău preferat din Biblie? Samson cel puternic sau Solomon cel înțelept? Sau poate Daniel cel smerit? Potrivit cuvintelor lui Isus, ai vrea să fii porumbel sau șarpe? Ce facem atunci când Isus ne învață ceva ce nu ne place? Vino cu noi între 7 martie și 23 mai în fiecare duminică seara de la ora 9 pe Facebook și YouTube ca să descoperim împreună învățăturile lui Isus.